Bună ziua, bun găsit la Lux Sport Live, sunt Gianina Iacob. V-am obișnuit până acum să invităm atât oameni din lumea sportului cât și artiști. Ei bine, Mircea Vintilă este astăzi alături de mine în studio. Bună ziua, domnule Vintilă, și vă mulțumim mult de tot că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc mult și să știți că sunt tare bucuros. Am fost în formă de pe hol până aici, până am intrat în studio și, într-adevăr, mă bucur foarte mult că suntem împreună. Ce vă face pe dumneavoastră din om artist? Ce să mă facă? Dragostea mea pentru muzică. Am început de foarte mic, am avut noroc cu nașul meu, care era dirijor și care se ocupa de muzică. El m-a învățat pentru prima oară, i-am primit cadou de la tatăl meu o vioară și nașul meu m-a învățat să cânt la vioară. Am dat și la școala de muzică, nemai fiind locuri pentru vioară, am fost acceptat la secția de viol. Vă dați seama că după aceea, când a fost perioada cu apariția extraordinară a muzicii, a unor formații care au făcut istorie în muzică, Beatles, Rolling Stones, Kings și Who și multe alte formații, o perioadă de creație formidabilă, vă dați seama că noi toți vroiam să cântăm și noi, să ne facem o formație. Am primit cadou tot de la tatăl meu o chitară acustică cu corzi de plastice, cu corzi de plastic și așa ușor de la prieteni am început să învățăm acorduri, să încercăm să învățăm și cântecele care erau la mare modă atunci pe toate posturile de radio. Bineînțeles că noi nu puteam să ascultăm posturi străine pe care le prindeam, ca să fim în temă cu aparițiile noi. Și așa, ușor, ușor, fiecare dorea să-și facă o formație. Asta era cea mai mare. Eu nu am debutat prima oară ca solist vocal al unei formații de rock. Dar vă dați seama, era o perioadă foarte grea și cu instrumente și cu sonorizare, cu aparaturi de sonorizare. Eram înnebunit și foarte apreciat pentru că aveam microfonul meu, deci eram bine de tot primit. Ascultând cred că în luna septembrie, era ascultând la emisiunea Metronom, condusă de Cornel Chiriac și Geo Limbășanu, l-am ascultat pentru prima oară pe Bob Dylan. El cânta numai cu chitară și voce și muzicuță, din când în când. Și am zis, hopa, stai puțin, că deci se poate și așa. Și am debutat la Casa Studenților, unde au cântat absolut toți cântăreții din acea perioadă, într-o duminică dimineață, la Cenaclul Atlantida, condus de Radu Anton Roman. Atunci am cântat două piese, se venea, fiecare, mă rog, erau studenți și fiecare își citea poezii sau, mă rog, ce scriau ei. Și la sfârșit se obișnuia ca cineva să cânte. La prima ședință de Cenaclu, prima întâlnire de Cenaclu, a cântat Mircea Florian, un coleg de-al meu și prieten bun, și după aceea am cântat în duminica următoare, am cântat eu. Deci pasiunea asta pentru muzică și de atunci am mai cântat în diferite variante și voce și chitară și cu trupe. Bazorelief a fost prima trupă cu care eu am cântat și, mă rog, acum sunt alături de colegii mei din trupa Brambura. Aveți peste 40 de ani de activitate. Mult, da. Ce vă mai atrage încă la muzică? Ce vă aduce muzica?
Să știți că o bucurie teribilă. Să știți că sunt bun la compoziție în continuare. Sunt tare bucuros că se poate întâmpla așa ceva. Am compus și chiar peste o săptămână sau peste două săptămâni. Voi lansa un alt cântec, nu pot să vă spun cum se numește pentru că este o surpriză, dar îl fac cunoscut și cu televiziunile și cu radio și cu Facebook-ul și cu tot ce se întâmplă, ca să fim buni în continuare. Compoziția cred că este cea mai importantă pentru un cântăreț. Atunci când, dacă ai voce, dacă ai un cântec, o linie melodică și dacă ai niște prieteni de-ai tăi cu care poți să faci un aranjament muzical bun, eu cred că ești în mare formă. Sunt în formă, să știți, să sunt în formă acum și să știți că mă bucur pentru mine că pot să iasă niște lucruri minunate. O să ne și cântați și în prima parte a emisiunii și în cea de-a doua, da. Două melodii foarte cunoscute și o să ne conectăm cu toții de aici la inspirația dumneavoastră. Vreau să vă întreb cum creați, din ce spațiu creați dumneavoastră? Adică cum, atunci când compuneți, există o anumită stare în care e nevoie să intrați sau pur și simplu stați în pat, vă uitați la televizor și dintr-o dată vine ceva? Uite, mi s-a întâmplat atunci când, spre exemplu, când iau un instrument, o altă chitară sau aia și atunci schimb porțile la chitară și asta și mă joc pur și simplu, mă joc cu ea ca să văd sunetele la chitară. Depinde dacă îți vine o inspirație, o linie mea. De multe ori port, de cele mai multe ori, port la mine un ceva de înregistrare. În buzunar sau cine știe pe undeva, se poate nimeri să-ți vine o idee muzicală atunci când ești la stop. Apăs pe buton și că important este linia melodică aia care, care ți-a venit, aia este importantă, aia este natural că este ieșită din tine. Bun, perfect, și nu se știe până dacă pleci și dacă începi, faci variante, totuși nu mai e. De multe ori am stat pentru că se înregistrează. Îmi înregistrez liniile melodice pe asta ca să pot să le ascult după un anumit timp și important este varianta, prima variantă aia care a fost, mi-a venit în minte. Deci nu e neapărat. Se poate întâmpla oriunde și oricând și în orice stare de asta. V-a fost frică, teamă că nu o să mai aveți inspirație? Nu mi-a fost. Nu mi-a fost. Dar să știți că este o problemă. Adică sunt mulți care au avut o perioadă de creație într-adevăr extraordinară și la un moment dat parcă este un blocaj care se întâmplă peste tot și n-a mai ieșit nimic, nu mai a fost niciodată. Din contra, adică am fost atât de liniștit și atât de bucuros că îmi vin idei și că sunt inspirat în diferite momente, încă nu n-am avut. Dar să știți că am foarte multe teme muzicale. La un moment dat am stat de vorbă cu Gelu Ionescu, cu care lucrez, cu care înregistrez din trupa mea Brambura și avem foarte multe teme înregistrate, exact cum v-am spus. Foarte multe teme, deci foarte interesante și stând acum analizând, bun, ce o să facem după ce lansăm cântecul ăsta. Păi ce, hai să vedem ce se întâmplă acolo și să rămâne, dar de ce să nu facem un album, pentru că tot și așa e perioada asta în care este de compus, de stat, de lucrat și este într-adevăr excepțional, pentru că avem temele. Deci am 5 cântece deja cu text, ceea ce este foarte important pentru alte teme care sunt exact înregistrate acolo și care trebuie să lucrate ca să poată să iasă. Deci poate să iasă un album până în ianuarie, februarie, martie, liniștit.
De unde credeți că vă vin ideile pentru a compune, pentru a crea? Nu știu, a venit din mine, pur și simplu. Nu, niciun fel de... Vorbim de linie melodică. După aceea, la text și la asta, sunt diferiți prieteni de-ai mei, că e bine să lucrez împreună cu mai multe lume. Sunt variante și variante. Ne cântați ceva? Da. Să... Sigur că da, să vedem, ia să vedem noi ce putem să... Vă ajut? Nu, mulțumesc. Ia să vedem noi ce să cântăm. Ce să cântăm. Fată frumoasă, fată străină, diseară am să te duc. Pentru convorbiri, pentru cine, la hanul lui Manuc, la hanul lui Manuc. Nu sunt răsuri, nu poți să pleci, secolul e 20. Nu sunt răsuri, n-ai cum să pleci, secolul e 20. Diseară să fii pregătită. Diseară am să te duc pentru o cafea turcească și o clătită la hanul lui Manuc, la hanul lui Manuc. Nu sunt răsuri, nu poți să pleci, secolul e 20. Nu sunt răsuri, n-ai cum să pleci, secolul e 20. Nu vin haiducii, sunt ospătarii, dulce iubito, eu sunt un cuc. Cuibul meu află tu și tâlharii la hanul lui Manuc, la hanul lui Manuc. Nu sunt răsuri, nu poți să pleci, secolul e 20. Nu sunt răsuri, n-ai cum să pleci, secolul e 20. Haide frumoasă, haide străino, dragostea mea fără leac. Vino cu mine, surâs și vino la hanul din alt veac, la hanul din alt veac. Sunt și trăsuri, poți și să pleci, mai un mileniu până să fie secolul 20. Sunt și trăsuri, poți și să pleci, mai un mileniu până să fie secolul 20. Mai un mileniu până să fie secolul 20. Mai un mileniu până să fie secolul 20. Ce frumos! Mulțumim mult de tot! Și eu mulțumesc! Dar cred că și pe dumneavoastră vă relaxează, vă umple de bucurie, de viață, ce creați, ce cântați. Te umple de bucurie, cum să zic, este o bucurie și mai ales când sunt... Da, e o perioadă destul de dificilă. Atunci când sunt singur pe scenă, eu îi rog pe cei din sală, hai, despre nu mă lăsați să cântăm, să vezi, este o bucurie totală, pentru că și ei cântă de la început până la sfârșit împreună cu mine și e o bucurie de aia, dar în clipa în care ești cu formația, când îi simți aproape, când simți chitara, când simți clapele, când simți tobele, când îi simți pe toți, când suntem în formă mare de toți, este o bucurie și un spectacol cum rar se poate. Am cântat Hanul Manuc pentru că a fost destul de interesant, compus în 1975, în 74, când eram după un spectacol la Sala Dales, împreună cu Adrian Păurescu, cu toți prietenii mei de atunci, cu Pitiș, cu Anda Călugăreanu, cu Marcela Saftiu, cu foarte mulți, ne-am dus la Hanul Manuc și petreceam și cântam și... Bineînțeles că se cânta acolo, se cânta exact cum
ne-am bucurat noi și am cântat acum în emisiune. Și la un moment dat, când se aduceau clătitele flambate, a venit și de aceea și a spus, bă, fii atent că aici e și cazare și sunt unii de la o firmă străină și nu pot să doarmă din cauza. Domnul Păunescu s-a enervat atunci, domnul Adrian Păunescu s-a enervat atunci și a zis, bă, gata, plecăm. Și, de fapt, n-a fost compus la Hanul Umanu, că cântecul a fost compus într-un loc minunat, la Minion se numea, frații Chivu erau celebri pe vremea aia și a fost compus acolo. Dar, înainte să plecăm, domnul Păunescu, și de-aia ne vrea și multe, duci tu bine, repetat și zic, domnul Păunescu, fiți amabil. Mai spuneți-o, ce vrei, de ce vrei să spun? Ca să scriu așa, pentru un carnețel mic pe care l-am și găsit acum și îl și iau, și am scris atunci textul. Și a doua zi, aseara, am fost și la dânsul în birou la redacția Flacăra și i-am prezentat și cântec. Deci, practic, au ieșit două cântece. Deci s-a întâmplat, pur și simplu s-a întâmplat. Cum ați petrecut această perioadă de pandemie și cum o petreceți în continuare? Pentru că nu vă e ușor, mai ales că și dumneavoastră spuneați că erați obișnuit să interacționați cu publicul, să îi simțiți acolo, să vă aplaude. Să cânt la un perete, să asta este înfiorător, vă dați seama. Greu, dar am respectat absolut tot ce s-a spus. Dacă doctorul spune așa facem, sigur că dacă. Asta e, da, bine, trebuie să ne protejăm. Nu știi niciodată ce se întâmplă cu porcăria asta de virus. Un cântec, versurile dintr-un cântec, eu am lucrat albumul Madama de Pică împreună cu Horia Stoicanu și când cântecul Barca, se spune de cât să decedeze aș vrea activități pe canapea. Și atunci am zis direct de pe canapea, cu telefonul. Aproape că n-aveam nimic acasă, n-aveam stativ, n-aveam lipit de o sticlă de ulei de măsline. da, că râde ăștia, hai mă, iarăși vii cu fel de fel de povești de ale tale. Nu, chiar așa a și fost. Și am cântat 25 de pe cântec, direct de pe canapea, la mine acasă, direct de pe canapea, 25 de cântece, odată la două zile la Sacând. A fost ceva așa, toată lumea mi-a zis, domnule, a fost ceva extraordinar. Vă dați seama, eu singur acasă, ei singur la Facebook tot așa. Vă referiți, da? Adică vă puneați pe Facebook și imediat, intrați imediat, în live, nu? Din două în două zile, sigur că da. Din două în două zile și asta a fost o bucurie imensă și pentru mine și pentru ei, ca să poată să treacă. A fost destul de norocos pentru că în perioada de vară au fost câteva concerte în aer liber cu 500 de maxim 500 de spectatori. Un spectacol teribil a fost la Sibiu. Este în fiecare an, anul acesta a fost a șasea ediție. Pune mâna Guitar Sibiu Meeting. Pune mâna pe chitar cu 300 de copii, cu 200 părinți, profesori și noi care eram acolo pe scenă și impresionant, vă dați seama, să vedeți 300 de copii cu măscuțele așa cu măștile pe față, cum stăteau și cum cântau. A fost impresionant. Este cel mai impresionant spectacol pe care l-am avut până acum. În rest am cântat pe berăria H, pe terase și în diferite locuri. Continuăm poveștile după pauza de publicitate. Rămâneți alături de noi, revenim. Am revenit în studio în cea de-a doua parte a emisiunii Lux Sport Live. Artistul Mircea Vintilă este astăzi alături de mine. Vă mulțumim mult de tot pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Noi facem aici la emisiune tot timpul o legătură între sportiv și artă și v-aș ruga pe dumneavoastră să-mi spuneți unde vedeți legătura între sport și artă, din perspectiva dumneavoastră.
Haideți să vă spun. Eu m-am născut în cartierul Cotroceni, pe strada, într-o casă pe strada Dr. Lister. Săream gardul și era stadionul Progresul, stadionul național sau parcul cu platan, cum se mai cunoaște acum. Vă dați seama că era o nebune și ce era pentru noi în perioada aia când eram copii și când alergam, când făceam de toate. Și normal că toți de pe stradă mergeam și făceam sport pe stadion. Spre exemplu, la atletism. Eram tare bun la viteză. Aveam antrenorul, că fiecare la antrenament, adică ne prezentam la antrenament, nu veneam așa și alergam de nebun pe stadion. Am sărit și la lungime și la înălțime ventrală, era atunci așa, spune, mă rog să sar. Și diferite sporturi, în afară de fotbal, pe care îl jucam și pe stradă și pe stadion. Normal, era echipa Progresul, care avea echipa de fotbal și echipa de rugby în perioada aceea. Nu pentru mult timp, că după aceea n-a mai existat, dar fiind având o viteză foarte bună și eram și în varianta de 3 sferturi, având viteză foarte bună. Și la înălțime și chiar la prăjină. Încercau antrenorii, bineînțeles că încercau diferite variante de concurs, pentru că participam și la niște concursuri pentru ei, ca să vadă ce aptitudine avem fiecare pentru sport. La handbal am jucat de cele mai multe ori. Am jucat împreună cu un coleg de-al meu, Mișu Cernea, care toboșar și percuționist în formația Sphinx, și la Clubul Sportiv Școlar, CSS. Antrenor era Eugen Trofin, Neamândel, așa îi spuneam noi. Mi se pare că în perioada aceea a fost și antrenor la o perioadă și antrenor la național. Tot așa, eram pe extremă, eram pus, dar să știți că nu am jucat foarte mult, pentru că am primit o lovitură la un moment dat în spate și m-a durut atât de tare, mă doare și acum când mi-aduc aminte, m-a durut așa de tare și am zis, hopa, stai puțin că nu e în regulă ce se întâmplă și Doamne ferește să nu se întâmple ceva. Acum la ce sporturi vă uitați? Mă uit și la rugby atunci când joacă Noua Zeelandă, mă uit la fotbal, la Real Madrid, dar să știți că într-un turneu pe care l-am avut în Spania, cel care a organizat spectacolul ne-a dus și pe stadion la Real Madrid și am stat acolo în nebunie, vă dați seama. Am stat și am făcut și poze foarte multe și mă uit, sunt înnebunit să văd atunci când joacă echipa mea preferată, Real Madrid. Dar mă uit la sporturi, mă uit și la handbal atunci când joacă fetele, sunt pasionat și sunt înnebunit și în tensiune maximă. Este o luptă totală. Cam așa mă uit și... E din România fotbal cu ce echipă? Știți ce se întâmplă? Domnul Gigi Becali a zis odată un lucru extraordinar. Domnule, îți mai părăsești nevasta, îți mai părăsești iubita, îți mai părăsești logodnica, îți mai părăsești concubina, dar echipa nu ți-o poți părăsi niciodată. Și să știți că așa este. Adică aștia mai râd de mine acum. Ia, ții cu Progresul ăla, ce, vai de mai dă gol. Așa făceau, glumeau și cu mine. Ce, ia spune, duminica asta a dat-o, ai de gol. Acum nu mai zic, pentru că este la FCSB, este și un jucător cu numele de Waidu, un jucător care a jucat pe vremuri la echipa
progresul. Sunt pasionat să văd acum, când sunt în divizia 3, a 4, a fost a 3, acum încearcă să ajungă și ei în divizia a doua. M-am uitat și sunt la FCSB, sunt pasionat. Și cu Steaua sau cu FCSB? Că FCSB-ul e echipa asta acum a lui Gigi Becali, păi, și acum, Steaua e cea care încearcă să revină. Cea care încearcă să revină. Acum nici nu mai știi. Ăștia îi vezi, că pe cei domnul Lăcătuș, mi se pare că... Nu mai e. A fost, nu mai este? Nu. A fost domnul Lăcătuș antrenor, într-adevăr, acolo. Acum nu mai e. A, nu mai este, da. Era jucător mare. O să avem pe fica dânsului invitată la noi la emisiune, vine, da, pe Dominic Lăcătuș vineri. Dominic, da. Foarte, foarte frumos. S-o invitați pentru că sunt niște copii frumoși și pot să mai spună foarte multe din asta. Daniel Oprița este acum și cu Iulian Miu sunt antrenori acolo. Sunt antrenori la Steaua. La Steaua, da. Și mai sunt pasionat pentru că am niște prieteni și am lucrat foarte mult în Arad, să văd ce se mai întâmplă de multe ori și cu UTA Arad, să vedem pe unde mai sunt, ce mai fac, cum mai e, ce se întâmplă. Tenisul vă place? Da. Vă place? Vă dați seama, dacă am stat acolo și la stadionul Progresul, exact, unde Ilie Năstase, de prima oară, Ilie Năstase și Ion Țiriac, vă dați seama că știu absolut totul. Mergeam la toate meciurile, la cupele Davis, tot absolut. Am încercat chiar și eu să văd ce se întâmplă. Cântam, dar zic, hai, că sunt pasionat când am văzut, când vezi ce frumos joacă și vrei să faci și tu ceva, dar n-am putut. Mai mult de cum se bătea pe vremuri, covoare, așa se spune. Și mai mult că râdeau ăștia de mine iarăși. Și mai mult n-am putut și am renunțat. De Simona Halep vă place? Da, mult, mult. Imens, foarte mult. Ce vă place la ea? Foarte mult. Îmi place cum joacă și îmi place... Îmi place și tenacitate și dorința ei de câștig. Bineînțeles că la fiecare jucător se întâmplă și se întâmplă să și câștigi și să pierzi de foarte multe ori. Se întâmplă ceva. Și ce stări, depinde în ce stare ești. Sunt zile minunate când joci absolut fantastic și o muncă teribilă și eu, când mă duc în Mamaia, acolo sunt niște prieteni ai mei care mă invită pe o terasă și îmi spune, alături sunt niște terenuri de tenis și mi-au spus, uite aici s-a antrenat când era mititică, Simona Halep, uite acolo pe terenul ăla se antrena. Deci cam știu așa și sunt tare bucuros când jucă și ne dăm telefoane, vezi că la ora cu tare joacă Simonica. Exact. Din repertoriul dumneavoastră, ce melodie credeți că i s-ar potrivi Simonei Halep? Nu știu. Dar nu știu dacă, în primul rând, dacă e altă generație. Nu știu dacă e pasionată, dar ei îi place foarte mult și muzica și cred că ascultă muzică. Nu se poate să nu asculte. Da, ascultă. Păi l-am avut aici și pe Marcel Pavel și i-au început să devină prieteni Marcel Pavel cu Simona de când a auzit Marcel Pavel la televizor că Simona Halep îi ascultă melodiile înainte de meci. Da, sigur că da. Ascultă melodii, e pasionată. Sunt momente, nu știu dacă merge la spectacol și nu știu dacă și din cântăreții români și din cei străini, dar sigur ascultă și sigur iubește muzica. Aveți prietenii cu anumiți sportivi? Vi s-a legat o prietenie de genul acesta? Nu, că n-avem, dacă este o lume a noastră și o lume a lor și este destul de greu. Să știți că de foarte multe ori veneau înainte, depinde și unde era, în ce oraș. Spre Grame era la Craiova, veneau foarte mulți jucători de la Universitatea Craiova și noi mergeam la meciurile importante. Dacă te nimerești în... Dacă noi ne nimeream în...
cu spectacol în ziua în care și ei aveau meci. Dar e destul de greu, pentru că e o lumea noastră, adică turnee peste turnee, cum au și ei, de fapt. De dimineață până seara sunt plecați. Vă dați seama, acum la ora 8 de dimineață, eu eram deja în mașină. La ora 8, acum, în perioada asta, stai și te... Mă uitam pe geam, nu vedeam pe nimeni și erai total de ruta. E destul de greu să fii prieteni. Ne cunoaștem, adică ne știm unii pe alții, dar e destul de greu să ai și să te întâlnești. De-abia nu ne întâlnim nici măcar noi între noi, pentru că fiecare separat au spectacole și turneele lor. V-ați gândit să faceți un imn al unei echipe de fotbal? Da. Al cărei echipe? Progres. aveți și cu progresul. Și, da, și vă și spun, a fost făcut de Dorin Levi Zaharia, cel care a compus Vinovații fără vină, vă dați seama. În 1967 a fost compus cântecul, deci Vinovații fără vină cer să se facă lumină. Adică, vă dați seama, în perioada aia când era... greu de tot. Nici nu s-a cântat până în 90, nu-l cântam decât noi între noi, pentru că nu puteai să îl cânti. Dorin Levi Zaharia ținea și el cu echipa Progres. El atunci în Parcul Platane, adică în interior, ei aveau și o bibliotecă, ceea ce este surprinzător să... Și Dorin Levi Zaharia se ducea de multe ori și își lua cărți de acolo și avea de citit cărți. Și el a făcut un text. Nu este foc de paie, ci este un vulcan, progresul nostru mândru și cal și năzdrăvan. Hrănit doar cu jeratic, iubind doar trei culori, din care cea albastră ne naște tricolori. Venim din dealul Spirii și până în Staicovici și până în Cotroceni să înălțăm speranța în bucureșteni, că noi suntem albastre izvoare din izvor, că nu e greu progresul, dar nici nu e ușor. Și am încercat noi să facem nu știu ce, dar n-a ieșit. Ba da, m-am gândit și am vrut, și a fost atunci, am încercat să facem ce am vrut să-l facem împreună, pentru că așa era corect și așa, dar nu. Puteți să locuiți acum progresul cu altceva? Păi numai că s-a mai făcut un imn, mi se pare, cineva odată într-o emisiune, când eram într-o emisiune, a spus că mai au și un alt imn. Dar nu e, să știți că pentru FCSB, da, Am cântat, s-a făcut și un disc cu niște cântece, dar cântece ale galeriei. Uh-huh. Și s-au făcut, s-au aranjat, s-au făcut și am cântat și eu acolo, mi se pare că două cântece sunt acolo, da. Da. Dar plecând de la ceea ce cânta galeria în tribune, dar foarte interesant este albumul. Ne mai dar cântați? Fiind de cântecul meu. Ne mai cântați, că așa ne-ați promis, două melodii? Da. Una în prima parte și una acum, una a doua. Bine, sigur. Mulțumim mult. Ia să vedem ce se întâmplă. În Popanan stă un bărbus, bătrân și fotograf. Puștii de pe stradă spun că este un zeu. Știe chiar de ești om bun sau rău, după chipul tău. Sub o streașină-i statuia unei fete gri, sprijinind un coș cu struguri de ciment. Jos în casă stau trei fete vii cu comportamentul indecent. Cu Pananiu strădem spre Hala Traian, de la Foișor până în Piața Vitan. Cu Pananiu strădem spre Hala Traian,
de la Puișor până în Piața Vita. La un colț e o floră reasă, ce vă vinde flori, mereu plânge din nimic și are păr creț. Când râde rar, numai la sărbători, toate florile nu mai au preț. Pupa nania stradem spre Hala Traian, de la Puișor până în Piața Vitan. Pupa nania stradem spre Hala Traian, de la Puișor până în Piața Vitan. În Pupa nania o frizerie fără mușterii, pensionarii stau în pragul la taifas, iar frizerul gras și chel dă glas unor melodii de cheflin. Pupa nania stradem spre Hala Traian, de la Puișor până în Piața Vitan. Pupa nania stradem spre Hala Traian, de la Puișor până în Piața Vitan. Zilnic trece un poștaș cu ochii de cafea, toate fetele îl citesc și scriu vederi. Numai fata lui ce sta în cartier nu e nicăieri, nicăieri. Pupa nania stradem spre Hala Traian, de la Puișor până în Piața Vitan. Pupa nania stradem spre Hala Traian, de la Puișor până în Piața Vitan. Pupa nania stradem spre Hala Traian, de la Puișor până în Piața Vitan. Superb! Superb! Aveți o voce senzațională și vorbeam cu colegul de mai devreme, cu Geo de la cameră. Te salutăm, Geo. Geo și este aici lângă noi. Geo este aici lângă noi, da. Și spunea că și el vorbea cu prietena lui și că vocea dumneavoastră v-a rămas la fel. După ani și ani de zile, după peste 40 de ani, aveți o voce extraordinară. Mulțumesc și la mult. Fel. Cum aveți grijă de ea? Da, nu e nimic special așa, dar acum a fost o perioadă destul de... În prima lună, după ce, dacă n-am cântat, nu eram dezorientat, nu știam ce se întâmplă, să știți că foarte greu, și am discutat și cu Alin Dincă, Coyotul de la formația Trooper, și spunea că foarte mulți au probleme, într-adevăr, pentru că de necântat. Totul este de cântat și am început de atunci să... Am avut noroc că am avut și spectacole și am putut să cânt, să fiu în formă, dar am început să fac vocalize. Asta nu e nicio rușine, este chiar foarte bine. Dacă Ross Stewart, dacă Mick Jagger stau și dimineața repete și fac antrenament cu profe, fac genoflexiuni și flotări și după aia ieșeau un casetofon, gri, am văzut acolo cum umblau pe vremuri în Cismigiu și stă și își pune pe casete, își pune vocalizele și repete, fiecare repete, pentru că dai rateuri, dădeam rateuri după o lună sau două luni de necântat, este foarte greu. Foarte greu ce se întâmplă și foarte mulți au avut și au probleme și cred că trebuie repetat, mai ales acum în perioada asta când se cântă din aproape deloc. Corect, că e nevoie să fie antrenată. Vocea dumneavoastră e foarte caldă, asta a recunoscut și colegii mei din regie. Da. Pe vremea când erați dumneavoastră în Pasărea Colibri, compuneați de pe vremea aceea cântece care, na, acum nu ar avea nicio problemă, pentru că suntem liberi. Doar că atunci nu era o perioadă în care eram foarte liberi. A fost o perioadă destul de dificilă. Și... Da, și chiar și așa reușeați să vă exprimați foarte liber. Da, ați avut probleme? Nu, niciodată. Niciodată n-am avut nicio problemă cu asta. A fost un spectacol într-adevăr extraordinar, un succes. 9 ani de zile Pasărea Colibri a cântat în varianta inițială în care s-a început, cu Florian Pitiș, cu domnul Baniciu, cu domnul Vladi Knežević și cu mine. A fost un spectacol extraordinar.
au fost ceva probleme înainte când la Teatrul Bunana Florian Pitiș a fost un recital de muzică și poezie pe care l-am avut noi cu un mare succes un an de zile. Domnul Besoiu era atunci regizor și Pitiș îl bătea la cap de dimineață până seara. Domnule, hai că avem un recital de muzică. Ce tot vezi, mă, ce faceți voi acolo? Avem un recital extraordinar, față în față cu lumea se numea. Și în cele din urmă, domnul Besoiu mi-a spus, da, uite, și până i-am dat voie, dar a fost un succes extraordinar. Era cu scenografie, cu regie, noi jucam table înainte, intra publicul și ieșea, zic, băi, aia repete, se întâmplă ceva acolo. Și noi jucam și după aceea, pe tablă scria nouă nepasă. Întotdeauna ei aveau ceva, rețineți, bă, ăștia spun, Johnny Dimitru spunea ce, bă, mie nu-mi zice nimeni nimic, pot să mă duc să cânt unde vreau eu, pentru că este instrumental la mine. Dar la voi este pericol, pentru că sunt vorbe multe și nu se știe nici cum le spui, nici cum le interpretezi, exact, nici cum le cânți. Și oricum ei erau foarte atenți la asta, dar n-a fost problemă. N-am avut. Timpul vieții e scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat. Sunt sărați și bogați, lași scuipă pe vrat. Voi ce nu ne zburați, până la cer urcați, pe spinați de noi sclavi. Pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele. Da, vedeți, asta vorbeam, că erau totuși create inteligent, încât să nu ai ce să zici, adică să nu ai pe cine să acuzi că ce. Nu? Da, și vă dați seama, sunt compozit, deci Vinovații fără vină, exact cum a fost compus în anul 1967. Deci n-a putut să fie în perioada aia cântat niciodată. L-am cântat după 1990. Vă dați seama, Pământul deocamdată este, spre exemplu, este în 1974 compus. Da. Nici nu eram născută, sunt cântece tare frumoase. În proiecție sunt nu eram. Sunt multe și foarte interesante. Și acum, pe vremea pandemiei, ați compus ceva specific pandemic? Nu. N-am compus și nu mă și enervez. Dar n-ai ce să faci, trebuie să te protejezi, pentru că asta este, e ceva, e mondială treaba. Am vorbit cu niște prieteni de-ai mei din Anglia și mi-au spus, și nepoata mea este în Anglia, și am întrebat să cântă undeva la voi, spuneți care este problema. Nu se cânte nicăieri. Bă, dar văd că aveți deschise pub-uri și dar aia beau acolo, n-au treabă. Dar de cântat nu se cântă nicăieri. Și Genesis avea, spre exemplu, turneu, spectacol, acum turneu, au suspendat. Și zic, crezi că prin 2021, până toamna, așa, crezi ceva, începem să cântăm? Nu, 2022, dacă e vară. Și Rod Stewart și-a amânat în 2022 și toate trupele și astea și-au amânat spectacole pentru 2022, atenție! Deci nu e de glumit cu ce se întâmplă. Asta sincer, mai... și nici în Italia. Da, am vorbit cu Evandro Rossetti, prietenul meu, și mi-a spus, mă, nu se cântă nicăieri. A, că sunt aia pe stradă și nu știu ce, da, dar așa nu se cântă. Mai veniți pe la noi pe aici, mai cântați, vă mai duceți da, pe la alte televiziuni. Mai cântăm și împreună. Da. Vă mulțumesc mult de tot, domnule Mircea Vintilă, pentru prezența la emisiune. A trecut timpul foarte repede. Repede! Da, așa e. Trece repede. Dar a fost frumos. Mulțumesc mult de tot. Vreau să știu dacă avem transmisiunile de astăzi să le arătăm și noi. Chiar le avem pe ecran, marți 20 octombrie. Avem meciuri din UEFA Champions League, avem și handbal. Real Madrid! Da, exact. Astăzi handbalul și eu sunt fană handbal. Nu uitați să vă uitați la Cristian Stad cu Dinamo pe Lux Sport de la ora 21:45 în Europa League. Este Europa League acum și la handbal. Anul trecut dinamoviști au jucat în UEFA, în Champions League, UEFA e la fotbal. Iată că acum sunt în Europa League. Acestea sunt transmisiunile de astăzi. Vă mulțumesc mult de tot pentru prezență, domnule Vintilă, și vă mai așteptăm cu mare drag la noi. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și noi la fel. Mulțumesc. Aici se încheie emisiunea. Sunt Gianina Iacob. Ne vedem și mâine de la ora 16. Rămâneți alături de Radu Banciu. Pe curând! We'll be right back.
Yeah.